ai putea să mergi la Dinamo, de exemplu? La Dinamo, da, aș putea să merg. N-aș putea să merg la FCSB sau la CSA. Dar de ce? Ce-i cu prietenia asta cu Dinamo? Că... Bă, nu, prietenie. Rapido lucra cu Dinamo. Noi avem performanțe făcute de Redic, Dinamo Vești. Redic, Sabo, Lupu, Lucescu. A fost... Nu a fost ura așa mare ca și cum a fost față... Rivalitatea, să nu zic ură, față de FCSB. Și atunci am avut și foarte mulți prieteni. Tata a avut prieteni dragi la Dinamo. Cu Cornel Dinu era unul cel mai bun prieten. Și tu ești prieten de Cornel Dinu. Foarte bun, da. Și îl respect foarte mult și țin foarte mult la el. Uite, cu Bogdan, cu Bălănescu, sunt mulți din DDB care îmi sunt prieteni. Mihnea Ionescu a crescut cu mine în cartier, care era la ei la Dinamo. Adică nu am avut față de ei așa o ură. Adică la Dinamo chiar aș lucra. La FCSB nu, n-aș putea. Deci tu zici că FCSB e Steaua, ca să lămurești chestia asta. Pentru mine și eu e așa tot roșu-albastru sunt. Înseamnă că nici Gloria Buzău nu-ți place când nu, vezi. Nu-mi place. Tot ce Bogdan Bălănescu lucrează 100%, pas cu pas, nu cu mâinile lui. Nu, da. Spune, faceți asta, da, ajută, plătiți asta. După aia plătiți asta. Nu, eu, ți-am zis, el și cu Valeriu Argăseală sunt cei mai buni pe acte din... Da, dar vezi că e conflict de interese, acum lăsând gluma deoparte, ești la voluntari și ajuns... Auzi, hai să spun, el nu o să fie toată viața, eu câine, Dinamo taliban. El era în stare să mă ardă pe mine pentru Dinamo. Adică, bine, la vorba vine. Dar este un om atașat, cum sunt și eu față de Rapid. Asta nu înseamnă că dacă poate, nu știu, ajung la Dinamo mâine. Da. Dacă pot să-i ajung cu un sfat... Poate nu o să-i mai ajut cu transferul, că ar fi conflict de interese dacă suntem în aceeași ligă să transfer la Rapid, dacă ar fi în Liga 1. Dacă ar fi în Liga 2, aș ajuta și cu transferul. Dar, ca idee, nu poți să te schimbi. Nu știu cât de conflict de interese este și cei de acolo, când l-au numit manager general, știau că e dinamovist. Da. Ar fi culmea acum să... vine să zică că ținea cu voluntar de mic. Sau. E mai spune cineva, cel mai potrivit ar fi președinte la Rapid, Dani Coman. Da, sunt de acord. În ce relații mai e cu galeria? Dani Coman e rapidist. Dani Coman, când îi sună telefonul, sună imnul Rapidului. Eu cred că... Da, da, știi că a avut... A avut o ceartă cu galeria, știu, dar... Asta nu adică nu știu, te întreba, a trecut chestia asta? Adică el cu liderii galeriei în ce relație? Da. Eu cred că da și... El deja face lucrul acesta de o grămadă de timp, adică te referi la Dani. Postul de da, adică are experiență. Are experiență. Ca și ușor să arunci nume. L-am auzit pe domnul Dinu aici. Spunea Dinu Daniel Gheorghe. Nicolae e cel mai potrivit. Da. Da, ca nume, ca impact, dar ca meserie nu pot să-l compar cu Dani Coman. Că Dani Nicolae de-abia se apucă de prezidenție, nu? Da. Dani Coman face de 10 ani. Adică să păstrăm un pic niște proporții. Ce te recomandă să fii? Uite, vedeam, Răzvan Raț a fost jucătorul meu. Da. Da? L-ai dus la West Ham, pardon. La West Ham, după aia la Raio. Așa. Domnule director sportiv, gata, Răzvan Raț. Primul lucru, Răzvan, ce a făcut, m-a sunat pe mine și m-a întrebat, bă, Florine, el vine din fost fotbalist. Da. Trebuie să-și ia niște repere. Corect, corect. Și... Cu mare drag le-am dat. Că te-a sunat să se sfătuiască. E normal că dacă eu lucrez în meseria asta, pe, practic eu sunt un... Fiind agent, ești practic de partea cealaltă a paralelei de a fi director sportiv. Da. Eu ca agent nu l-aș fi semnat, nu l-aș fi lăsat niciodată să-i se facă lui Sefer contractul care i l-am făcut fiind director sportiv. Ai înțeles? Da, da. Pentru că practic director sportiv eu lucrez pentru club. Corect. Dacă eram reprezentantul lor... Dar se ferie al tău, nu? E impresionat de tine. Da, bine, el a înțeles ideea. El a zis, bă, uite, trebuie să vii, uite, cam asta e strategia. Îmi pare rău că este decăderea asta de formă și o să o explic la un moment și asta. Dar vreau să spun, practic, eu decât trebuie să sar baricada. Da. La, și eu fac scouting, cum face director sportiv să-mi semne jucătorii și el a face scouting. Singura diferență între un director sportiv și un agent este că ăsta lucrează pentru club și ăla lucrează pentru jucători. Că spunea odată domnul Angelescu, zice, domnul Florin Manea s-a purtat mai mult ca un agent decât ca un director sportiv. Și m-a avut din râsul și aș vrea să-l întreb, cu câți directori sportivi a intrat el în contact? Că în România nu sunt. La Snagov era director sportiv, la nu știu cu cine a mai negociat. Directori sportivi sunt în Italia, sunt în Anglia,
sunt prieteni buni de mei, Antero, Luca Catani, sunt director de renume sportiv. Dânsul judeca un lucru care nu l-a văzut în viața lui. Bun. Daciana Varga, deci o domnișoară, spune: habar nu aveți. Cele două firme despre care spuneți că sunt deținute de Angelescu sunt de fapt două societăți controlate 50-50 de Angelescu și două offshore-uri. Așadar, cu cei 3%, Niculescu controlează 51,5% din Rapid, alimentat în continuare prin aport numerar. O altă dovadă este că Niculescu este unicul ce este autorizat de a face plăți din contul clubului de la Alfa Bank. Asta nu știam. Nu mai este așa. Și cei 3% la care se referă sunt, cred că, cei de pe Academia Rapid. Este un ONG, dacă nu mă înșel, nu vreau să vorbesc prostii, spun doar din ce știu eu așa, auzite, care controlează cei 3%, membrii care sunt în ONG-ul ăla controlează cei 3%. Dar în rest, 97%, da, este împărțită între APS-ul la care lucrează Victor Angelescu și Victor. Da. Dacă te cheamă înapoi la Rapid, te duci, întreabă Valentin Stănescu. Deci, sub nicio formă nu mă duc în condițiile în care nu mi se dă puterea să decid, bineînțeles, verificat, adică m-aș fi dus să-mi zică: băi, Floriman, asta e bugetul, poți să promovezi cu ăsta? Zic: da, Victor Angelescu, promovezi cu ăsta, dar nu te bagi. Și facem clauze intermediare de performanță. Zicem, câte etape? Sunt 30 de etape. Trebuie să fac 70 de puncte să promovez. Dacă după 13 etape nu am o treime din 70, mă dai afară. Numai așa se poate face treabă la Rapid. Degeaba vii director sportiv dacă nu te înțelegi cu antrenor. Vorbeam cu domnul Eftimie, de la Botoșani, înainte să ajungă Fabrini și Onghenda la ei. Și l-am întrebat, zic: domnul Eftimie, ești de 10 ani în Liga I cu Botoșani, da? Te-am sunat eu vreodată? Și nu. Păi zic, de ce? Pentru că România pentru mine n-a fost un obiectiv. Eu am adus jucători în România la început, când a fost Wesley, Adailton, când era cu Vasluiu, cu domnul Porumboiu, Gladstone și Rui Duarte, când eram la începutul carierei, după care m-am oprit. Aici am adus la Botoșan, că m-a rugat Marius Curitoru, special m-a sunat: te rog, adu-m, și atunci a venit un ghetaș. Marius Curitoru, care este impresaria de tine, este jucător, antrenorul tău. E fratele meu, cum e și Bogdan Bălănescu, suntem foarte apropiați. Da. Și atunci am făcut-o pentru el, m-am băgat în această treabă cu Rapid să aduc acești jucători și am făcut-o. Și pot să susțin și lumea știe, n-am luat un euro comision sau să se dea ceva pe jucători care am adus eu. Lumea trebuie să înțeleagă că este foarte greu să ajungi un jucător liber, tânăr, cu 2000 pe lună să rupă norii. Trebuie să te uiți un pic și calitate-preț, cam ce plătești și ce primești de la ceea ce plătești. Atât. În rest, pentru mine nu m-a interesat să aduc jucători. Mircea Reni n-a mai câștigat un trofeu din 2011, Cupa Azerbaijanului. Și vreau să te întreb, ce se întâmplă cu Mircea Reni, un om care a câștigat două titluri, unul cu Dinamo și unul cu Rapid, de ce n-a mai câștigat de 10 ani niciun titlu? Îl cunoști sigur de la Rapid, din perioada Rapid? Da, îl cunosc. Îl cunosc personal. Nu știu, nu pot să îmi dau o părere ce se întâmplă. Când a fost de lăudat, l-am lăudat. Când mi s-a părut acum, că e ceva... Acum cum se pare la viitorul? Nu știu care e situația, nu prea urmăresc campionatul românesc. Când a fost la Dinamo, am criticat un pic faptul că a zis că facem selecție prin jocuri. Păi, scouting prin jocuri, adică îi semna câte 6 luni, vedea dacă se potrivește, dacă nu îi dădea afară. Păi trebuia cu clauză de reziliere, normal. Da, adică mi se pare, ori ești profesionist și te uiți și înțelegi ce vezi, că la un moment dat, asta se formează, un ochi care ți-l faci. În momentul când vezi 10.000 de jucători pe an, cum mi s-a întâmplat mie de la începuturi și în fiecare an, ți se formează un ochi și deja cam știi nivelul. Păi 4. Și Reding n-are ochi, să mă ierte Dumnezeu. Stai un pic, vorbim de două lucruri diferite. Să fii un antrenor bun și să ai ochi la jucători. Păi și ochi, a adus jucători foarte... Dar te întreb altceva, poate fi o chestie, un paravan, stai un pic, poate fi un paravan, pentru că dacă aduci un număr de jucători, îi dai afară, după care aduci din nou, tu probabil câștigi financiar. Exact, asta vreau să spun. Câștigi, da. Nu știu, eu sunt adeptul unui scouting făcut ca lumea și greu dai, e foarte greu să dai greș dacă deschizi ochii și te uiți. Și știi ce faci, bineînțeles. Că așa
Vorbeau toți de Instart și de Y-Scout și de... Păi ce ne mai trebuie? Nu are nicio legătură. Ce ne mai trebuie director sportiv? La Instatul zic de ce. Poți să joci de cel mai slab rating tot meciul și în minutul 90 se lovește mingea la tine, dai gol și îți bubuie ratingul că ai dat gol. Da, nu știu, pe nu? Ce, nu știu pe ce sistem se folosește, dar mulți se uită la acest Instat și consideră că nu mai avem nevoie de oameni speciali. Dar se mai face scouting și tu știi foarte bine diferența, de exemplu, nu vorbim de DVD-uri, dar să vezi un meci la televizor față de meciul pe care îl vezi din tribune este de la cer la pământ. Depinde de experiență. Uite, eu majoritatea care i-am adus, frate-mi râdeam, ne uitam 2 minute pe un DVD și l-aduceam. Gata, ăla e bun. Ca de